Bună ziua, stimați cetățeni, stimați fermieri, producători agricoli. Am să vorbesc de numele grupului parlamentar creat în această săptămână din forțele responsabile și sănătoase din cadrul Parlamentului Republicii Moldova pentru identificarea soluțiilor pentru depășirea crizei create ca rezultat a secetei excesive din agricultură și care a afectat esențial producătorii agricoli. Mă bucur foarte mult. Pe parcursul ultimelor 3 zile au fost dezbătute mai multe subiecte, au fost organizate mai multe întâlniri și toate aceste inițiative, aceste discuții, au la bază acea inițiativă care a fost lansată de Partidul Democrat, președintele partidului, și într-un final am reușit pe platforma parlamentară să convocăm, poate pentru prima dată, și este regretabil că doar în a 12-lea ceas am reușit să convocăm acest grup de lucru, indiferent de coloratura politică, pentru examinarea problemelor din agricultură. Fiindcă, din păcate, în acest an, societatea noastră se confruntă cu grave probleme legate de pandemie, de criza economică și am văzut și am fost martori, practic, dintotdeauna la diferite măsuri și acțiuni mai mult populiste. De aceea, în acest sens, chiar îmi exprim aprecierea pentru toți colegii care au dat curs acestei invitații a Partidului Democrat de a ne așeza și a discuta și a găsi soluții pe problemele producătorilor agricoli. Cum spuneam, 3 zile de întâlniri pe platforma parlamentară cu reprezentanții guvernului, ministerilor de ramură, cu asociațiile din domeniu, cu sectorul bancar, cu instituțiile care acordă credite, credite inclusiv tehnice, cu reprezentanții celor care furnizează inputuri sau circulante în agricultură, semințe, chimicate, fertilizanți și așa mai departe. Toate aceste lucruri au fost făcute în scopul identificării soluțiilor pentru a susține producătorii agricoli, măsuri suplimentare, care sunt necesare adăugător la cele acțiuni care au fost lansate în ultima perioadă. Mă refer la programul de compensare a pierderilor producătorilor agricoli. Au fost alocate 200 de milioane de lei pentru acoperirea parțială a pierderilor suportate de producătorii agricoli care au cultivat culturi de prima grupă. Cunoașteți că producătorii care au fost afectați vor beneficia circa 1080 de lei pentru fiecare hectar de teren care a fost prejudiciat. Și în acest sens am constatat deja procesul de acordare a compensațiilor cumva a fost demarat. Prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură s-a început procesul de colectare a actelor și așa cum spuneam și anterior, acest proces va dura pe parcursul acestei luni. Într-un final, producătorii agricoli afectați vor putea primi această compensație. Pe lângă acest program, în cadrul acestui grup de lucru ne-am axat pe identificarea soluțiilor suplimentare, reieșind inclusiv din revendicările pe care le-au înaintat producătorii agricoli în cadrul protestelor, în cadrul discuțiilor pe platforma guvernamentală sau a Ministerului Agriculturii și respectiv am încercat să găsim mai multe soluții. Este regretabil că înaintea noastră, de fapt, era preconizat briefingul după noi de a domnului Slusăr, dânsul nu a avut răbdare, a ieșit cumva și a redat sau a transpus toate cele propuneri sau soluții care au fost agreate, discutate în cadrul grupului de lucru. Încă o dată ne-am convins de gradul de populism care operează unii colegi, dar lăsăm pe seama dânșilor acest lucru. Este important că noi am încercat și o bună parte din soluții au fost identificate și vreau succint să mă refer la aceste soluții care urmează a fi propuse spre examinare pe platforma guvernamentală, agreate, aprobate și ulterior, după caz, adoptate în cadrul Parlamentului. În primul rând, scopul nostru a fost axarea pe 2 capitole, identificarea soluțiilor cu impact financiar și alte soluții legate de impact, poate nu atât financiar, dar care ar ajuta agricultorii în perioada respectivă. Partea ce ține de aspectele nefinanciare, aș porni că sunt mai simple, în cadrul discuțiilor cu colegii din cadrul Ministerului Agriculturii, proiectele partenerilor de dezvoltare care acordă credite tehnice, cum ar fi proiectul 2KR,
și instituția Mecagro, care acordă credit tehnice prin furnizarea de tehnică, tractoare, echipamente agricole, am reușit să obținem un rezultat, aș spune, bun, legat de reeșalonarea sau restructurarea datoriilor față de aceste credite pentru 12 luni. Astfel, urmează a fi perfectată decizia, după caz, a Guvernului sau a Parlamentului, ceea ce ar permite acestor proiecte renegocierea sau negocierea acordurilor cu fermierii în vederea restructurării, reeșalonării acestor datorii pentru următoarea perioadă. Vorbim de o sumă de circa 200 de milioane de lei care va fi restructurată pentru perioada următoare. 2. Ceea ce ține de sistemul de subvenționare. Am încercat să identificăm care ar fi barierele și constrângerile care le au la ziua de astăzi producătorii agricoli legat de accesarea subvențiilor. Reieșind din condițiile dificile din acest an, premizele care duc la ceea că agricultorii vor înregistra datorii față de bugetul de stat, am venit cu propunerea ca să excludem din categoria documentelor sau condițiilor obligatorii pentru obținerea subvențiilor a certificatului privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. Acest lucru va permite fermierilor, în pofida faptului că au datorii la bugetul de stat, vor putea beneficia de subvenții în condiții generale. Tot la capitolul subvenționare, am convenit colegii ca să venim cu propunerea de modificare a regulamentului de subvenționare, în așa fel ca subvențiile oferite de către stat din fondul de subvenționare pentru subvenționarea creditelor producătorilor agricoli să fie direcționată sau achitată direct băncilor. Anterior, producătorii agricoli erau impuși, obligați să achite întâi dobânda, să achite sumii băncii, după care perfectau dosarele și primeau subvenția. Pentru a optimiza și a facilita accesul producătorilor în acest sens, venim cu propunerea ca cadrul legal în acest sens să fie modificat pentru a permite direcționarea acestor mijloace direct băncilor și în așa fel acele mijloace vor rămâne la dispoziția fermierilor într-o realizare a acelor scopuri sau sarcini care le au în activitatea dânșilor. Ceea ce ține de aspectele de ordin financiar. Sunt doleanțele și acele revindicări care le-au înaintat producătorii agricoli privind majorarea fondului de susținere a producătorilor agricoli cu 200 de milioane. Noi ne-am fi dorit și cu 500 de milioane să fie majorat, doar că trebuie să ținem cont de realitățile Republicii Moldova. Vreau să atrag atenție că în istoria acordării diferitor compensații sau subvenții în acest scop, dar acest lucru s-a întâmplat destul de frecvent, practic cu o frecvență odată la 3 ani, au loc cataclisme și care impune guvernul să acorde diverse forme de suport, compensații. Practic, niciodată în trecut nu a fost acordată o sumă similară cele care se acordă la ziua de astăzi, 1080 de lei. Acest lucru, cumva, desigur, nu este capabil să acopere în totalitate pierderile și problemele agricultorilor, dar este un efort. Și să nu uităm că în acest an Republica Moldova, prin prisma consecințelor pandemice, crizei economice globale, care e inevitabil a afectat și economia Republicii Moldova, este extrem de dificil să acoperi și să faci față tuturor cheltuielilor. De aceea, în acest sens și în discuțiile cu Ministerul Finanțelor, am convenit ca în următoarea perioadă, în contextul definitivării negocierilor și cu Fondul Monetar Internațional, în condițiile ajustării legii bugetului la diverse categorii de cheltuieli și venituri, Ministerul Finanțelor ne-a dat asigurări că în următoarele zile vor definitiva propunerile legate de rectificarea legii bugetului și vor încerca să găsească soluții de ordin financiar pentru a suplimenta acest fond. Trebuie totodată să luăm în calcul că acest lucru va trebui inevitabil discutat, negociat, renegociat, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. De aceea vom avea încă nevoie de ceva timp
pentru a face toate coordonările și toate consultările necesare. Un lucru destul de important și un progres, aș spune eu, atins în cadrul discuțiilor, în cadrul acestui grup de lucru, au fost discuțiile care au avut loc pe platforma sistemului bancar, la care au participat Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar și băncile comerciale, cu care am avut o discuție destul de deschisă, sinceră, și mă bucur să constat că au manifestat deschidere în găsirea și identificarea soluțiilor. S-au conturat mai multe soluții și sunt convins că acestea vor avea finalitate. În ce constă aceste soluții? Scopul final fiind restructurarea, reeșalonarea datoriilor față de creditele pentru instituțiile bancare și instituțiile financiare nebancare. Acest lucru ar urma să se realizeze în două formule. Fie găsim consens prin semnarea unui acord interinstituțional, pe de o parte Guvernul, Banca Națională și instituțiile financiare, bancare și nefinanciare și asociațiile producătorilor agricoli, prin care convenim asupra condițiilor de reeșalonare și restructurare, sau la nivel de adoptare în plenul Parlamentului a unui proiect de lege, așa cum au fost astfel de practici în alte țări, exemplu României, în care prin lege s-a instituit obligativitatea reeșalonării plăților la credite. Același lucru ne-l propunem să facem și noi și mâine urmează încă pe platforma parlamentară cu grupul de lucru, dar și cu colegii din guvern, să definitivăm această idee, respectiv să o punem pe hârtie și într-un final să o prezentăm Parlamentului pentru adoptare. La fel, am discutat ieri cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie în contextul necesității declarării stării de urgență și eliberării certificatelor de forță majoră. Ceea ce am constatat cu toții, în condițiile în care nu instituim niște reguli clare, niște măsuri concrete pentru susținerea producătorilor agricoli, instituirea stării de urgență practic este inutilă. De aceea, în condițiile în care vom veni cu proiectul de restructurare a datoriilor față de bănci, cu activități și de reeșalonare asupra creditelor tehnice, măsurile pentru susținerea producătorilor agricoli prin intermediul fondului de subvenționare, decade necesitatea instituirii stării de urgență, mai mult ca atât, din discuțiile cu sectorul bancar, cu instituțiile sau cu întreprinderile furnizoare de inputuri, starea de urgență prin prisma contractelor care le au cu agricultorii practic nu rezolvă nimic, fiindcă noțiunea de forță majoră în ansamblu nu include starea de urgență sau nu include condițiile climaterice care sunt eligibile și pot fi asigurate prin sistemul de asigurări. De aceea, eventual, instituirea unei situații de urgență, eliberarea certificatelor de forță majoră, așa cum cineva pedalează pe aceste necesități, în viziunea noastră ar crea un mai mare haos. De aceea noi în continuare vom pleda pe identificarea soluțiilor concrete pe platforma parlamentară, cu idei concrete, fezabile, pentru a fi inclusă în proiecte de hotărâri de guvern sau legi, în așa fel ca să creăm condiții de reeșalonare, de amânare a datoriilor pentru producătorii agricoli. În parte ce ține de discuțiile vis-a-vis de stabilirea vacanței fiscale, parte ce ține de impozitele aferente salariului, returnarea TVA-ului și așa mai departe. Și aici am găsit soluții. Avem înțelegerea cu Ministerul Finanțelor care în următoarea perioadă să definitiveze propuneri concrete în acest sens și sper foarte mult că prin intermediul sau mecanismul de rambursare a taxei de valoare adăugate pentru agricultori să găsim modalitatea compensării impozitelor aferente plăților salariale, așa cum de altfel o solicită producătorii agricoli. Cel puțin deschidere și comunicare în acest sens este una bună și practic este chiar și acceptul preliminar a colegilor din cadrul Ministerului Finanțelor, doar că trebuie în următoarea perioadă să definitivăm tehnic acest proiect și respectiv să includem subiectele date pe agenda fie a Guvernului sau a Parlamentului după caz. Într-un final, vreau să reiterez că discuțiile nu sunt finalizate pe platforma acestui grup de lucru.
În condițiile în care mai avem de discutat în sensul identificării surselor financiare pentru totuși a găsi modalitatea de a majora compensațiile pentru fermieri, în condițiile în care trebuie să obținem acest proiect de lege cu privire la restructurarea datoriilor față de bănci și instituțiile nefinanciare, mai continuu încă discuțiile pe platforma întreprinderilor furnizoare de inputuri, grupul de lucru va continua activitatea și pe parcursul următoarei săptămâni, în așa fel ca să obținem cele mai reale, fezabile soluții care vor putea fi incluse în actele normative care vor veni în suportul producătorilor agricoli. Vreau încă o dată să chem la calm, la rațiune, la necesitatea de a fi cât mai solidari, uniți și corecți în abordare, să avem puțină răbdare și sunt convins că noi vom reuși împreună să identificăm cele mai bune soluții. Suntem încă o dată, rămânem solidari cu producătorii agricoli, dar în același timp îi rugăm puțină răbdare și rațiune ca să identificăm toți împreună soluțiile și în așa fel ca să fie aplicate și să nu periclităm și alte activități guvernamentale, altor ramuri ale economiei țării, în așa fel ca să venim cu propuneri cât mai constructive. Încă o dată rămân convins că pe formatul respectiv și prin comunicare eficientă vom putea găsi soluțiile cele mai bune. Acum, colegul meu, domnul Radu Mudreac, președintele Comisiei pentru Agricultură, membru a grupului de lucru suplimentar, ne va vorbi iarăși de propunerile legate de cele care au fost identificate în cadrul grupului. Da, vă mulțumim. Eu încerc să spun că sunt reprezentant și a Partidului Socialistilor, membru fracțiunii Partidului Socialistilor, și atunci când a fost lansată această inițiativă de a crea acest grup de lucru ca o formațiune serioasă, evident că am dat start la această inițiativă. Deci noi am luat parte activ în acest grup de lucru. Că, după cum a menționat și colegul meu, Nicolae Cibuc, practic, odată la 3 ani de zile suntem bătuți sau de grindină sau de seciște. Noi avem anul 2016 care au fost alocate, care avea suport pentru agricultori. Avem anul 2019, când au avut loc acele calamități naturale, cum la nord, așa și la sud. Noi am avut la nord distrugeri de 100% a câmpurilor. Atunci noi am venit cu diferite inițiative, iar cu părere de rău acești agricultori, la acel moment, nu le-a fost alocat nimic categoric. Mai mult, nici n-a fost nimeni în teritoriu. Și e regretabil că după aceasta cineva încearcă acum să iasă la tribună și să argumenteze careva momente, că 200 de milioane este puțin. Dar noi suntem de acord că 200 de milioane este puțin. Dar nu înseamnă că 200 de milioane e mai puțin decât nimic. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Soluțiile le țineți minte care au fost date de atunci de Ministrul Agriculturii. Mulți la școli, mulți la grădiniță și e business. Deci niciodată nu a fost acordat per hectar suma aceasta de 1080 de lei. Agricultorii pot fi duși în eroare că vor fi achitate acest suport din două rate câte 5.040 de lei, pentru că ele sunt alocate din diferite surse și să aibă răbdare să le așteptăm aceste surse, pentru că scopul nostru la ziua de astăzi, care ne l-am pus, este principal este pregătirea pentru anul 2021. Deci agricultorii, într-adevăr, au nevoie de acest suport ca pentru anul 2021 să aibă toate condițiile pentru însămânțare și pentru pregătirea câmpurilor pentru anul viitor. Ce ține de grupa a doua, să ne întoarcem la grupa a doua, după constatările care o să aibă loc de pierderi, știm că sunt pierderi pentru grupa a doua și nu sunt puțini. Grupul de lucru a avut un șir de întruniri, începând cu deschiderea prim-ministrului și discuțiile, vice-prim-ministrul, ministrul finanțelor, și Ministrul Agriculturii, deci acele propuneri care sunt anexe la aceste 200 milioane care vor fi alocate ca suport financiar,
ca ajutor financiar, mai sunt sonșuri de alte priorități care, suplimentare, care nu sunt destul de mici. Domnul Cibuc le-a dat citire acestor inițiative, ce își ține de Doica Eru și Molda, Mecagro, care nu e o sumă de mică, în jur de 200 de milioane. Acele inițiative ce ține de impozitul conex la salariu, acele inițiative ce țin cu recreditarea cu băncile comerciale. Deci noi dăm un mesaj agricultorilor, să nu ce îi lăsați și duci de către politici în linia politică, pentru că noi suntem cointeresați ca agricultorii să fie ajutați la nivelul cuvenit. Deschiderea prim-ministrului și a ministrul finanțelor, ce îi ține cu suplinirea acestui ajutor, sunt careva necesități de recalculă și ce îi ține de bugetul de stat, după care noi vom veni suplimentar. Grupul de lucru nu încheie aici astăzi activitatea, urmează ca să activeze o săptămână, două, trei, de cât va fi necesar, poate și până la colectarea culturilor de grupa a doua, și să aude lansarea la proteste, declararea situației excepționale și certificatul de forță majoră. Oamenii buni, nu se hotărăște problema dată. Declarațiile date sau certificatul dat, invers. Și astăzi și domnul Slusari a căzut de acord și toți participanții la discuții, atât băncile și alți importatori de pesticide, erbicide, material semincer, au căzut de acord că nu salvează situația, invers, poate să ducă la blocaj aceste două declarare situații excepționale sau certificate de forță majoră. Cu atât mai mult ele nici nu ajută. De încă o dată reinterez, noi rămânem deschiși și chemăm la calm ca agricultorii să facă agricultura și să nu-și fie duși de către politic în alte direcții. Noi vă mulțumim pentru aceasta și dacă sunt careva întrebări, suntem gata pentru a răspunde la întrebări. Eu suplimentar vreau să adaug, fiindcă am văzut declarația colegilor, precum că ar fi stringent, obligatoriu, necesar organizarea ședinței extraordinare plenare, chiar săptămâna viitoare. Noi nu suntem împotriva declanșării organizării ședințelor extraordinare a plenului Parlamentului, doar că scopul în sine nu este organizarea ședințelor, scopul în sine este identificarea soluțiilor viabile pentru susținerea producătorilor agricoli. În condițiile în care este nevoie de surse financiare care necesită a fi identificate, în condițiile în care acestea necesită a fi consultate și cu partenerii de dezvoltare, în condițiile în care sunt nevoie și alte măsuri de consultare cu sectorul bancar și așa mai departe, este foarte important ca într-un final noi să venim cu cele mai concrete și cele mai realiste propuneri și soluții pentru producătorii agricoli și în condițiile în care suntem gata definitivat cu proiectele respective, putem să o facem chiar și mâine această ședință, după caz, în dependență, cum spuneam, de rezultatele obținute pe perfectarea sau finalizarea documentelor acestea necesare. De aceea rog foarte mult ca să luăm în calcul acest lucru și sper foarte mult că noi, într-un final, vom avea soluțiile respective identificate în așa fel ca în cel mai scurt timp să reușim să le aprobăm acolo unde este nevoie în guvern și, după caz, în Parlament. Încă o dată reiterând că scopul este altul, obținerea rezultatelor pentru producători. Nu populism, nu circ în Parlament și nu chemarea la proteste cu tractoare și violență în fața Parlamentului sau pe drumurile naționale. Mulțumesc! Dacă nu sunt întrebări, o zi frumoasă!